Bună ziua, domnule general. Voinea, am două, trei întrebări. Una, ceea ce spuneți că în sfârșit judecătorul pe cameră eliminar a dat începerea judecății dosarului Revoluției pentru doar, din păcate, trei inculpați, Iliescu, Gelu, Voican și cu Rus, generalul Rus. Ce spuneți? Da, așa este, din păcate că a trimis numai trei din peste 50 de inculpați, suspecți de crime împotriva umanității, așa cum a fost format la început dosarul. Când a fost format acest dosar? După ce a venit Asociația 21 decembrie, care reprezenta atunci victimele Revoluției, au venit în mod frecvent nemulțumiți că se stă cu dosarul. Asta a fost în 2005. 2005 și 2005. Din 2005 abia acum. În 2005 s-a început urmărirea penală atunci de către mine împotriva mai multor comandanți militari și șefi de dispozitive din care s-a tras, nu numai din București, din toată țara. Era un dosar, atunci era făcut atât pentru victimele din București, dar și pentru pentru celelalte victime care încă nu fuseseră rezolvate, pentru că plecaseră deja unele dosare. Mă refer aici dosarul Timișoara. Așa, care a ajuns în instanță, s-au condamnat, trimis, s-au dat condamnat și atenție, unde n-am avut teroriști. Da. Și am stabilit autorii acelui masacru de la Timișoara. Aici a explicat un lucru. La Timișoara nu au fost teroriști. Nu. Nu au fost teroriști. N-am avut, nici nu s-a discutat în momentul în care am făcut dosarul, așa, să mergem pe această variantă a unui serviciu care se ocupa cu dezinformarea atunci. Și, de asemenea, în dosarul Crujului, după cum știți, unde a fost trimis în judecată generalul Topicianu și alții pentru victimele de la Cluj, unde, de asemenea, avem teroriști, pentru că în dosarul Crujului s-a stabilit... Un capitan era. Nu, s-a stabilit autorul fizic pentru fiecare victimă. Nu numai capitanul, avem mai multe puncte din Cluj unde s-a tras și au fost victime. Adică, nu știu, puteam să vă referiți la capitanul Dando, da, în Piața Libertății din Cluj. Conflictul cu Nemeș, student, da, la... Unde nu avem teroriști. Mai e un alt loc în care era un dispozitiv amplasat pe podul Mărești, un dispozitiv militar care de asemenea a deschis focul asupra unui autobuz de călători care n-au oprit la semnalul. Nu erau teroriști nici aia. Nici aia nu erau teroriști. Și așa mai departe. Deci am trimis dosarul cu colonelul care era atunci comandantul garnizoanei Sibiu, Dragomir Aurel. Iar la fel, n-am avut teroriști. Am stabilit în concret de unde s-a tras, în cine s-a tras, cum s-a tras și așa mai departe. Deci, sunt peste 34 de dosare care au plecat pe timpul meu, când am fost eu la instanță, unde nu discutăm de teroriști. Și celelalte dosare... Acele dosare, care a fost rolul lor și cum de-au ajuns să nu se mai discute? Păi nu, se discută în continuare despre existența așa zișilor teroriști. Este o idee la care nu se renunță, dar înțeleg că și în rechizitoriul de acum și în, așa la fel se spune că a fost o diversiune treaba asta cu teroriștii. Către și ovarășul general Ion Joană, nu? Generalul Joană era atunci comandantul ALA, apărarea locală antiaeriană. El așa avea birou în
în Comitetul Central, de acolo știu eu ca Nadurou, așa, și care apare la un moment dat și el în timpul ce am făcut noi cercetări, că ar fi transmis, de exemplu, la radio, că în subsolul Bucureștiului există tunele, există căi de comunicație prin care sunt teroriști. Apare asta, transmis și acolo cei de la emisie, de la radio, au scris întotdeauna cine a dat telefonul. Și apărea numele acestui general. Noi nu l-am audiat atunci, dar cei de la radio, de la emisie, ne-au spus că nu mai aveau voie să mai dea în eter informații primite prin telefon, decât dacă primeau aprobare de la alte două numere de telefon. Le-am verificat, era un număr de telefon de la comandamentul de la instituit la televiziune și un altul de la Comitetul Central, unde se constituise primul nucleu al primului grup de putere, care era șeful Ion Iliescu atunci și cu generalul Stănculescu? Nu, Stănculescu nu era acolo, nu, era Gușă. Ulterior, Gușă, da, generalul Gușă. Și alții care erau acolo. În sfârșit, după ce prima aprobă, de exemplu, spunea, domnule, am primit un telefon ca apoi otrăvită. Sunau la cele două telefoane și dacă spuneau, da, dați pe radio că este apă otrăvită, ei asta făceau. Deci nu mai exista autonomie în comunicațiile astea, exista un singur comandament care aproba toate informațiile care se dădeau la televiziune și la radio atunci. Și prin referitor asta s-a făcut la începerea prin radio, prin judecății. Ce spuneți? Cu privire la începerea judecății dată de judecători, unul singur care înainte a lucrat în DIPI, ofițer DIPI. Bine, adică dorința acestui judecător de a judeca acest dosar... 5 termene. Este legală, adică judecător acolo este, are toată autoritatea și puterea de la lege să aprecieze dacă... Poate merge mai departe cu dosarul, dânsul apreciat că poate să meargă cu dosarul la fond, să se judece. Deși dumneavoastră, ce lipsește de aici? Lipsesc aici niște elemente esențiale pentru judecata. Adică noi vorbim de victime, de morți, de răniți, de oameni lipsiți de libertate în mod ilegal, cum și dumneavoastră ați fost lipsit de libertate în mod ilegal, pentru că asta este chestiunea care se pune la infracțiuni contra umanității. Că dumneavoastră și celelalte victime faceți parte din grupul celor căzuți sub puterea adversarului politic, adică nu sunteți victime ale unor infracțiuni de drept comun. Nu. Și de aia, iar aici vii cu doi caporali, Iliescu și Voica, nu știu să aibă vreun grad militar, dar care n-au condus dispozitive militare din care s-a tras. Adică aici trebuie să iei și s-a dus în fața aceia sunt totuși aia pe care spuneți, sunt morți. Nu sunt morți. Unii sunt morți. Unii au mai murit, dar nu sunt morți. Militarul care era cel mai important pion, nu? General. Deci și dacă sunt morți, trebuie să-l să-l amintești în dosarul de urmărire penală, da. Dar nu-l poți trimite în judecată că a decedat. Dar trebuie să spui acolo că vinovat pentru victime de zonă, să facem cu tare. Care să vedem. Adică, nu poți să ascunzi toate aceste crime în spatele a 2-3 inculpați. Agarici, cum să spun. În judecată și dar altă întrebare. Știți că foarte mulți români spun că ce bă, acum îl condamn, că nu mai poți ca să-l mai bagi în închisoare pe Iliescu la această vârsta lui înaintată. Deci se poate că dacă o să-și audă Iliescu condamnarea ca să fie încarcerat? Păi dacă oamenii vorbesc fel și fel de lucruri. Nu sunt cunoscători ai lege. Că dacă legea ar fi interzis lucrul ăsta,
Procurorii nu l-ar fi trimis în judecată și judecătorii... Indignarea oamenilor pentru că a durat prea mult ca să se ajungă până aici. Poate fi încarcerat? Păi, poate fi încarcerat. Legea nu interzice lucrul ăsta. Când este vorba de crime împotriva umanității care sunt și imprescriptibile, atunci avem se pot lua exemple. Se pot lua astfel de măsuri de privare de libertate, dar gândiți-vă cum au procedat în decursul istoriei cu naziștii care au fost prinși și arestați indiferent de vârstă. Și chiar, da. Nu trebuie numele vârstei neapărat să fim toleranți cu astfel de criminali. Da, așa, știți? O tușață ați fi, ca să zic, unicul procuror care ați avut două mari dosare în anchetă. Primul ați avut anchetarea lui Ceaușescu, da, și ulterior anchetarea lui Iliescu. Cum vă simțiți și cum îi se par aceste două dosare că a fost procuror acuzator a celor doi ședinți? Fostul și foște, adică doi. Și într-un caz și în celălalt caz, în ambele cazuri, am o mare insatisfacție, să zic așa, că n-am de putut ce? Duce până la capăt procedurile de strângere a probelor de judecată și așa mai departe. Sunt diferite cele două dosare, totuși, pentru că primul dosar cu Ceaușescu s-a construit în condiții specifice unui conflict intern, cum era atunci, și care a avut în vedere, pe de o parte, să nu se mai tragă, că asta a fost, mureau foarte mulți tineri, în special, pentru că se dădusă de către Ceaușescu... O mie după 22. Asta pentru că Ceaușescu a instituit atunci starea de necesitate. Radu cel Frumos. Radu cel Frumos. În starea de necesitate se anulează absolut toate legile. Deci nu mai se judecă după cursul normal al procedural. Și cuvântul de ordine are comandantul suprem. Comandantul suprem era Ceaușescu. Neexecutarea ordinului în starea de necesitate putea să ducă chiar la executarea celui care nu executa ordinul. De asta militarii eu nici n-am vrut să pun militar pe cruce, pentru că toți îmi spuneau același lucru. Deci comandantul meu mi-a zis, dacă nu execut ordinul, mă împușcă, și avea dreptate, mă putea împușca. Deci așa s-a tras atunci la ordin și ordinele trebuiau respectate. Deci singurul care putea ordinul să anuleze... Se discută. Singurul care putea să anuleze această stare era Ceaușescu, să revină așa și să-și anuleze propriul lui ordin, adică să dispună încetarea stării de necesitate. Și atunci nu mai era niciun militar obligat. Asta n-a vrut să facă lucrul ăsta. Au avut loc atunci la unitatea militară discuții în sensul ăsta, n-a vrut să renunțe niciun fel. Bun, ce faci cu un dictator care care nu vrea să renunțe la un ordin criminal, care era un ordin criminal ce a făcut el, așa, și puneau lumea, ce faci în situația asta? Trebuie să treci la judecat. Bun. Judecata asta a fost însă o judecată repede a fost judecată. O judecată, nu i-a zice pripită, dar el a refuzat să recunoască tribunalul. Da, refuză să recunoască când tribunalul, avocații zis, nu recunosc acest tribunal. Nu recunosc, știu ce, hotărârea a rămas definitivă. Ei n-au declarat apel împotriva hotărârii. Avocații lui Ceaușescu ar fi
Asta acuzator, dacă... Da, dacă declarau recurs, oricum se mai lungea, nu mai se ajungea probabil la execuție. Dar hotărârea a rămas definitivă și executorie. Ori lucrul ăsta a dus la încetarea focului în toată țara. Adică din a doua zi după dar 25 asta s-a mai tras. Nu a fost totuși o chestie învățată specială? Nu. Asta a fost încăpățânarea lui Ceaușescu. N-a vrut să renunțe la orice, nu dar. Ar acel rechizitorul pe care îi l-ați întocmit, cât de repede a fost întocmit față rechizitorul întocmit lui Ion Iliescu? Care este diferența dintre rechizitoriile celor doi foști președinți? Este diferența de ani. Că aici la Iliescu este vorba de un rechizitor care a fost făcut după foarte mulți ani. Așa, nejustificat de mulți ani. Iar la Ceaușescu, în momentul în care eu i-am spus președintelui că n-avem un dosar făcut așa, pur și simplu ne-a spus, tu crezi că stă cineva Haruiu, după tine acum? Președinte. După pagică era. Zice, tu crezi că stă cineva, lumea asta stă după tine să faci dosare? Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat, să stea după mine să fac eu dosar. Ca să-l ancheta, deci, și poliția, zic, și ce avem de-a face? Audiciară. Nu știu, făi rău rechizitoriu și o să începem cercetarea judecătorească. Chemăm noi oameni, chemăm, pentru că era presiunea străzii atunci, Ceaușescu judeca opinia toată lumea. Publică, da. Oamenii erau în stradă. Și eu, și eu la fel ceream. Și trebuia, de noi ne-am dus cu gândul să începem judecata. Asta a fost, nu a discutat nimeni cu mine sau cu judecătorul, că... Execută totuși în această chestie unii s-au încălcat anumite drepturi? Cui? Lui Ceaușescu în acest achizitorul imediat? El a fost așa era procedura atunci. Codul penal. Instanța, după ce primea un rechizitoriu, putea să dispună începerea judecății. Deci nu era acum... A urgență exista... A urgență, era nu? Și atunci pentru flagrant. Da. Era Ceaușescu un flagrant de crimă. Era un flagrant de crimă, pentru că asta presupunea urgența tragerii lui la răspundere și arestarea. Lucru care s-a făcut. Numai că rechizitoriu atunci nu avea în spate o cercetare, urmărire penală, așa, avea doar, am pus, mi-aduc aminte, din Comitetul Central, mi-au adus cineva stenogramele lui Ceaușescu din 17 și 19, în care l-a ordonat să se tragă la Timișoara. Alea care au alea fost, le-au da. Găsit acolo. Eu eram în Comitetul Central din 23 dimineața, 22 după masă ne-am dus, dar în 23 am primit-o asta și pe 23 am dat mandalul postelnic. Postelnicul are după 23 de la mine. Mandat de aveam arestare. Alea la mine când mi s-a propus să merg la Târgu și am pus acele stenograme pe pagina că a zis, uite, nu, că a dat ordinul ăsta să se tragă. Lasă la ce, că chemăm noi oamenii, am înțeles. Și, s-a procedat la începerea judecății, cum ar fi acum dosarul ăsta. Da, cu fondul începerea cauze. Judecății, da? Care se face apelul, se strigă inculpați, nu știu ce, se dă cuvântul la avocați și prima dată se dă cuvântul la procurori să citească rechizitorul. Rechizitorul, da. Bun. Care l-ați după ce se citește rechizitorul, atunci sunt întrebați avocaților, ceaușeștilor, l-au criticat pe Ceaușescu. Da, adică erau acuzatorii lui, nu. Acuzatori, deci s-a ajuns la altceva. Da, din avocați erau... Da. Adică ei au devenit și procurori și avocați numai pe foaie. După ce... Ar întrebarea mea, dacă ar fi să mai reîntoarceți timpul înapoi, cum ar fi sunat rechizitorul?
Păi, dacă ar fi să dau timpul înapoi, rechizitoriu ar fi fost mult mai complet, adică nu numai cu Ceaușescu. Trebuiau să fie lângă Ceaușescu și ceilalți. Toți cei care au participat Coman la represiunea la, față de timișoreni, față de bucureșteni, față, numai Coman. Mulți. Mulți, care i-am regăsit pe urmă în zilele următoare, inclusiv la Meniria, dar sunt aceiași da. Care au făcut represiune. Și totuși acum aveți ceva pe inimă, suflet referitor la acel ca acea judecată a lui Ceaușescu? Pare rău de ceva sau ați încercat să mai uitați din acele... Vă răspund cu o mică poveste. Deci când ne-am întors de la Târgoviște, eu de la stadionul ăsta unde ne-a lăsat elicopterul, am plecat pe jos spre casă. Eu stăteam în militar, la ultimul bloc din militar atunci. Și am plecat pe jos pentru că n-am vrut să mă urc într-un tab pe care mi-l pregătise Stărculescu. Avocatul Nichi Teodorescu s-a urcat în tabul ăla, n-a mers 600 de metri, s-a tras și a fost omorât un locotenent major care era șeful tabului și lui Teodorescu a intrat un gulăț în picior. Care așa este acum ară. Și eu mi-am văzut atunci, am fugit, era orele 22 seara, mi-aduc aminte că ieșeau muncitorii de la Tricodava, m-am amestecat printre ei și m-am pierdut de așa, am luat-o pe jos și la piața Mogureș a început să tragă din parcul Mogureș cineva cu o mitralieră. Am aflat mai târziu când am cine făcut a anchetă. Fost? Era unii de la Râmnicu Sărat, care făcuseră dispozitiv la poșta de acolo, era o poștă și la... La poșta da. De la... Și, da. Și băgaseră și... Izavid de dar piață. Dar m-am culcat sub o bordură mai înaltă și după ce a încetat tragerea, au venit niște copii. Au crezut că m-au încușcat și au pus mâna pe mine, m-am întors și am văzut copiii. Când i-am văzut pe copii, au fost primii la care ne-am spus... Ați plâns? Măi copii, de mâine nu vă mai împușcă nimeni. Asta a fost satisfacția. De mâine nu vă mai împușcă nimeni. Că nu mai exista Ceaușescu și ordinul lui. Ar înseamnă că totuși completul după cum îmi spuneți, nu trebuia ca să mai existe. Trebuia să dispară, nu? Cei care da, l-au încercat, condamnat, nu? Atunci au încercat, de acolo au încercat. Dar asta e altă poveste, nu vreau să zic ceva că mă plâng. Nu e, eu dar interesant. Eu chiar n-am cui să mă plâng. Satisfacția mea asta a fost. Că n-am mai tras nimeni să omoare copii și oameni vinovați de-a doua. Și mai reîntoarcem la dosarul Revoluției actuale. Credeți că există satisfacția dumneavoastră că cineva a ținut cont și de munca pe care ați dus-o ani de zile pentru acest dosar? N-au ținut cont. N-au ținut de cont ce? Pentru că dacă țineau cont, dosarul trebuia să fie mult mai... stufos. Nu neapărat stufos, dar... să fie mult mai corect în ce privește cei vinovați de acuzațiile lor toate. Trebuia să fie mult mai mulți și din păcate nu e un bun model de rechizitoriu. Adică, nu știu, pe mine unul nu mă mulțumește rechizitoriul ăsta. Și atunci știți, mi-aduc aminte că ați fost supărat când ați fost dat la o parte din acest rechizitor. De ce? Păi nu, eu am... E vorba de anul 2007, când azi... Am plecat. Ei, sunu, hai, ca să nu mai rămână că ăsta îl bagă. Nu, s-a întâmplat următorul lucru. Iliescu a reclamat la Chioveși, doamna Chioveși era procuror general,
Și apoi a mers și la Curtea Constituțională. Judecătorii de la Curtea Constituțională i-au dat lui dreptate. Nu, au dat o decizie că procurorii militari nu mai au dreptul să cerceteze civil. Și atunci a trebuit să împachetăm dosarul și să-l dăm la civil, dar nu înainte de a da o copie după acest dosar domnului Mărieș de la Asociația 21. Deci există dreptul părților bătămate să copieze să aibă dosarul și al spațiu. S-a copiat dosarul, l-au dat și ăla-i dosarul cu care au mers la CEDO și CEDO și l-a dat dreptate. Dar atunci știu, așa este. Deci așa am... Aveți o dreptate, acest dosar a fost dat către civil, după aceea civilul l-a dat înapoi la militar, pentru că mai exista, din păcate pentru ei, generalul nu mai eram eu când a revenit aviație. Nu inculpat, da, și da. Deci astea sunt acum, după ce au trecut atâția ani. Cum vă simțiți ca om care ați avut cele mai importante decizii în cele două dosare istorice, Ceaușescu, Iliescu? Cum vă simțiți? Eu cred că atât cât am putut și mi s-a permis, mi-am făcut datoria. Că dacă nu eram corect, eram și eu de mult, poate, trimis în judecată pentru abuz de serviciu sau știu, orice mi se putea scena, dar... Aici am întrebat așa ceva, că foarte mulți încă mai sunt, nu foarte înainte erau, dar acum s-au mai eminuat, unii care vă acuză pentru că n-ați făcut nimic în dosarul Revoluției 13-15 iunie și că în acel proces salul Ceaușescu era acel dosar, acel proces ar fi fost o mascaradă. Cum comentați? Păi este vorba de cei care au avut foarte mult de câștigat în timpul lui Ceaușescu și care și-au păstrat după aceea încă și funcțiile și privilegiile. Privilegiile și casele și banii și tot ce au acumulat pe timpul lui Ceaușescu, că de fapt asta a fost. Dacă mă întrebați pe mine ca procuror ce a fost, atunci eu vă spun că a fost o înăbușire în sânge a unei revolte anticomuniste. Este sentimentul cu care rămâi în momentul în care vezi că niciunul din copiii ăștia care au ieșit în stradă, nu e vorba de mine că am fost în dosare, dar nici ceilalți care și-au sacrificat viața, care au avut curajul să înfrunte regimul, n-a fost promovat. Au rămas la conducerea țării cei din administrația comunistă. Da. Și lucrurile astea se simt, adică cei care fac asemenea critici ar trebui să se uite în jurul lor sau să uite așa, sau mă rog, cine îi ascultă să-i întrebe de unde cei cu ei, dar cui sunt, pentru că e că fac asemenea afirmații, sunt interesat să fac asemenea afirmații ca să alunge cât pot de mult orice bănuială asupra lor că ar fi contribuit la represiunea din decembrie, că nu sunt pentru ca să fie și la noi o țară democrată, că sunt împotriva tinerilor care, mă rog, țintesc năzuințe de libertate. Mă uitam când am făcut dosarul Timișoare, chiar am făcut un volum cu lozicile care s-au strigat. Există volumul ăla, că mă întrebam cine a scos pe oamenii în stradă, adică nu era atunci internet, nu erau telefoane mobile. Astăzi, peste 80% din lozici erau despre jos libertate. Comunismul, libertate, jos comunismul, ai iubim, nici pâine n-au cerut. Ori învingem, ori murim, există în
că una murim, dar vom fi liberi. Da. Și ultima întrebare și gata. Ce pensie aveți? Eu sunt un beneficiar al unei pensii de servici, așa cât am cât avut este? Atunci aveam 186.000. Adică 18.000 de lei, general cu 4 stele, nu? Da. Care ați avut și funcții... Nu, n-am 4 stele, 2. A, 2 stele aveți? A, numai la 2 ați rămas. General, mai, da, da. Sunt alți general, curi de mine care au la 3 da. Stele, 4 și stele. Ultima și gata. Veți intra ca avocat în dosarul Revoluției? Sunt avocat în dosarul Revoluției. Sunt câțiva din cei părțile. Părți care răniți așa, care au venit la mine să ia părți și m-am dus, am acceptat. Sunt și eu curios ce se întâmplă cu dosarul ăsta. Unde se va ajunge, da? Nu? Mulțumesc, domnule general Voinea. Acum sunteți avocat. Da. Succes în continuare. Mulțumesc, la fel.